Prieteni, salut, salut, salut! Mă scuzați, am spus prea devreme salut, dar da, nu am mai postat de foarte mult timp și mă iertați, pentru că am rămas într-o pană mare, 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 mare de idei. Și nu mai știu ce să postez. Am zis, mă, poate, nu știu, lasă că mai iau o pauză. Am mai apăsat pe butonul de pornire la telefon, am zis, haide să fac un clip pe YouTube și nu l-am mai postat pentru că nu mi-a mai ieșit clipul. Am zis, ia că m-am enervat, nu mai fac nimic. Și de atunci au trecut luni, zile, săptămâni, ore și n-am mai postat nimic. Deci la Crăciun, cred că nu am mai postat nimic. Între timp se apropie Crăciunul, se apropie Moș Nicolae, mâine o să vină, duminică spre luni, și noi deja ne-am pus bradul, ne-am pus de vreo 4-5-10 zile sau nu, cred că o săptămână. Am pus bradul de vreo săptămână și mi-am pus bradul în sufragerie cu părinții mei, adică mașa cu tata, adică eu, și eu l-am pus pe acesta, din camera mea. Adică mama a pus luminițele pentru că a pus și pe sus pe aici. Are mai multe moduri. Și Moș Crăciun. Deci îmi scuzați astea, codițele. Dar am vrut să împac și pe partea asta. Adică am o lene. Și Moș Nicolae. Astăzi trebuie, adică mâine o să vină. Bine, astăzi, duminică spre luni, vine Moș Nicolae și mâine avem școală, mâine, mâine, mâine. Deci mai am un exercițiu la engleză, parcă. Nu știu dacă la geografie am ceva de învățat. Habar, nu am. Am prins cu elastice roșii și vreau să vă arăt și ce elastice folosesc. Aici de lei, foarte puțin. Nu m-am așteptat pentru atâtea elastice. Bine, multora li se pare mult, dar pentru așa elastice multe și diferite culori, fosforescente, nu știu ce sunt, nu cred că sunt fosforescente, așa, fosforescente, nu pot să pronunț. Deci, așa, deci vreau să vă arăt câte moduri au aceste luminițe. Deci, au modurile astea, nu-mi plac. Așa, modul ăsta. Și modul ăsta. Modul meu preferat e că mișcă butonul ăsta de aici. E ok. Oh. Ia lasă-mă în pace că mă enervezi. Sper că ăsta e modul. Și vreau să vă arăt și luminițe la vecini. Bine, sunt albastre, sunt drăguțe. Luminițele mine din spate. Și albastre, eu am și la geam, mai că trebuie să punem draperii. Merg așa, super. Tac, tac, pam, pam, merg super. Și luminițele acelea cu albastru, dacă le vedeți. Stați că nu pot să-i indic cu mâna. Perfect. Și super! Mine nu o să pot să postez imediat când merg la ghetuțe, pentru că nu am cum. Gen, mâine am și școală și cel mai rău mod, trebuie să te duci la școală și trebuie să te duci la școală. Fii de Moș Nicolae, trebuie să te duci la școală. De ce? De ce se întâmplă asta? Dacă ați ar fi venit Moș Nicolae, ar fi fost super. Dar nu. Da. Mâine avem o zi destul de încărcată la școală. Nu avem 5 ore, avem 4. Mâine avem 5 ore. Dacă aveam mâine 5 ore și era Moș Nicolae, era cel mai nasul moment. Trebuie să ne facem teste COVID luni, adică mâine. Și duminica. Nu, nu-mi place. Mâncați o mandarină și 3 bomboane. Și da, nu știu ce să vă mai arăt. O să fie plictisitor, dar eu doar v-am spus că acest clip nu va fi un pic informativ. Pentru că astăzi o să postez cum îmi lustruiesc eu ghetuțele de Crăciun. De Crăciun pentru Moș Nicolae. Și da, vreau să-mi fac și cealaltă parte de cap. Adică, uitați aici, am uitat să prind părul. Dar nu-i nimic. Vreau să fac doar 3, că mi este lene să fac mai multe. Și da.
Cam acesta a fost clipul, a fost unul informativ, sper că ați înțeles. O să postez astăzi mai multe clipuri și vreau să vă spun că am mai făcut câteva renovări la casă. Adică nu am făcut renovări, nu am avărăit sau de-astea. Pur și simplu mi-am mai aruncat din lucruri. Am dus la garajuri, am dus la diferite, nu știu, dar mi-au mai rămas tot așa trei coșuri. Ăsta. Și asta cu lucrurile bebeluși, pentru că încă suntem copii. Uule, eu n-am scad, m-am ținut de bandă. Încă suntem copii și să ne mai jucăm. Știu că mulți copii râde de mine, dar n-am ce să fac. Să fii sănătoși. Și cam acesta a fost clipul. N-am vrut să vă spun să fii sănătoși, adică na, dar pur și simplu sper că nu v-a supărat pe mine. Și am mai păstrat și casa de păpuși și câteva păpușele acolo. Și gentuțe, în sertare am golit, trebuie să cumpere tata ceva și mama să pună pioliță pe acolo. Și gen, o să revin. Astăzi cred că o să postez foarte multe clipuri. De bea aștept să postez clipuri când lustruim ghetuțele. Sper că și voi când priviți clipul, când lustruiesc ghetuțele, stați, și v-am vorbit prea mult. Și voi, cred că, sper, când urmăriți clipul meu, când lustruiți ghetuțele, în același timp veți face și voi același lucru. Lustruiți ghetuțele cu mine, ne simțim bine și le lustruim împreună. Cred că și părinții mei le vor lustrui odată cu mine, de aștept să le lustruim împreună. Și clipul va fi pe la ora 9 și ceva, pentru că când ne culcăm, adică la 10 sau la 12 sau nu știu, îl voi posta atunci când voi avea timp, dar îl voi posta. Astăzi îl voi posta pentru că nu-mi place să postez, îl filmez mâine și îl filmez azi și îl postez mâine. Nu-mi place așa. Îmi place, îl filmez azi, îl postez azi, nu-l editez, ce-i drept, nu-l editez. Doar că îmi place așa să postez mai natural, nu cu greșeli. E normal să greșești. Mulți, văd că editează, stai. Eu încă mai am câteva decorațiuni aici cu Ghost. Fantomă, pentru că am făcut câteva decorații de Halloween și stați că a venit și luna de decembrie până la Halloween. Stați că nu știu să fac, am făcut prostie, Teosul Maria. A, gata, am reușit să pun, dar o să las așa, perfect. Și da, nu vreau să vă țin de vorbă, dar sunt foarte fericită și da. Nu aș vrea să închei vlogul, eram să cad. M-am ținut de asta și eram așa cu picioarele. Da. Vreau să vă arăt totoșii mei. Așa cred că sunt mamei mele. De la Pepco mi-am primit. Vreau astăzi să primesc husa mea de telefon. Vreau să primesc husa de la cineva. Pentru că de la o fată care mi-a luat husa de telefon. Deci e super. Adică nu mi-a luat, pur și simplu, ba da, mi-a luat-o dacă se uită. Nu vrea să o pun situație, poate că nu vrea să fie știută că a cumpărat ea husă de telefon, dar mi-a luat-o pentru că eu nu mai aveam timp să mă duc să-mi cumpăr. Nu știam de unde pot să-mi cumpăr. Din mall-uri, nu, în mall nu intru, n-am ce să fac în mall-uri, nu sunt eu cu magazinele și cu shopping, sunt un copil mai normal, nu sunt diferit, adică vreau să mă duc să-mi cumpăr diferite haine, diferiți blugi. Nu, efectiv, când o să se termine și o să ne lasă să intrăm în mall-uri, atunci o să intrăm. Asta pentru că am o grămadă de haine, ce-mi trebuie haine în fiecare zi, în fiecare săptămână. Am o grămadă de haine în dulap, tot ce vreau, blugi, am o grămadă de blugi, o grămadă de perechi de blugi, am pixuri, am creioane, am tot ce vreau, am ascuțitor, n-am nevoie de nimic. Așa că, da. Vreau să o sun pe mama mea, dacă poate să-mi aducă husa de telefon și cam așa. Cam acesta a fost clipul. Sper că v-a plăcut și va fi un clip. Acesta a fost un clip informativ pentru voi. Sper că nu v-a luat amețeala că m-am mișcat aici, mai că n-aveam ce facem, dar m-am vorbit. Acesta a fost clipul, unul informativ, sper că v-a plăcut, sper că nu v-a plictisit, o să cred că o să mai postez 2, 4, 5 locuri, adică na, vreau să-mi iau revanșa, nu promit, dar, pot, dar nu promit. Astăzi sigur o să postez la, ce frumos i-au făcut luminițele, astăzi sigur o să postez. Nu sunt așa albastru. Eu sunt albastru. Sunt luminițele albastre. Deschid. Pe
Pe camera se vede așa ciudate. Da, nu. Ale mele. Iar am făcut o prostie. Și da. Dacă v-a plăcut, deci stați să mai iau o dată. Deci dacă v-a plăcut, acesta a fost clipul informativ. Dacă v-a plăcut, dați un like. Vă rog să n-apăsați pe dislike, vă rog frumos. Abonați-vă. Și o să revin cu clipul cu ghetuțele și poate să mai postez clipuri prin casă. Un mic daily night de ghetuțe și revin mai încolo când îmi destruiesc ghetuțele și cu alte clipuri. Pa, dați like și abonați-vă!